Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Ex Libris Meis. Nu pentru faptul că duminică vor avea loc alegeri în Basarabia și un referendum pe teme importante. Iertați-mă, nu pot să spun Republica Moldova, nu mă pot obișnui cu această denumire statală. Continui să spun Basarabia sau Moldova de peste Prut. Dar nu acesta este motivul pentru care vreau să vă prezint această carte, Întoarcerea în adâncuri. O carte, de fapt un jurnal al medicului psihiatru Galina Răduleanu. Este vorba despre fiica aproape nonagenară acum a părintelui Boris Răduleanu, unul dintre cunoscuții preoți, misionari, traducători și teologi până la urmă, pe care i-a dat Biserica Ortodoxă în secolul trecut. Era orhean de obârșie, născut aproape în urmă cu 120 de ani, în Basarabia, așadar, iertați-mă din nou. Părintele Boris Răduleanu a fost un preot care a lucrat inițial în Basarabia, apoi s-a refugiat în România, s-a întors din nou în Basarabia, asta în funcție de evoluția frontului, după care din 44 s-a stabilit definitiv în România. Iată cum îl descrie doamna Galina Răduleanu pe părintele Boris. Tot el a fost cel care la 10 ani mi-a pus în mână un creion și mi-a zis: la sfârșitul fiecărei cărți citite, scrieți impresiile. Un om fără compromisuri, pentru care slujirea lui Dumnezeu era rostul vieții. Foarte înzestrat intelectual, în 1938 a primit o bursă pentru Franța, unde a studiat cursurile filozofului rus Nicolae Berdiaev, ale filozofului, teologului și poetului rus Vladimir Soloviov și ale romancelui și dramaturgului ucrainean Mihail Bulgakov și alții la Institutul Saint-Serge. În 1943, ca urmare a unui conflict cu un alt ierarh pe care îl dovedise de corupție, deși nu era preot militar, a fost trimis pe front în linia întâi cu intenția evidentă de a nu se mai întoarce pentru tulburarea apelor. Numai că Dumnezeu a fost de altă părere și povestește cum a petrecut acei ani pe front, cum s-a salvat foarte greu din peninsula Crimea. A fost acea retragere, trupele române, special și cele germane, au fost încercuite în peninsula Crimea și prin strâmtoarea Kerch a avut loc o extragere a acestor trupe, printre care și părintele Boris Răduleanu. A și făcut închisoare în 1960, l-au arestat comuniștii pentru că au găsit niște materiale de pe vremea când lucra în Basarabia și erau articole evident anticomuniste și din acest motiv a făcut 4 ani de pușcărie. La fel ca și fata lui Galina, cea care scrie acest jurnal. Iată ce oameni frumoși, ce femeie frumoasă încă este doamna Galina Răduleanu, așa cum spunea medic-psihiatru, care și a avut o viață foarte complicată. A fost după refugiu din Basarabia, au stat o vreme la Lugoj, apoi au ajuns în București, unde părintele Răduleanu a primit o parohie în Chitila și Galina, fata lui, era un om foarte înzestrat intelectual, a făcut cele mai bune licee, până în punctul în care a fost părâtă de o colegă, basarabeancă și ea, Livia, care era secretara UTM-ului, Uniunea Tineretului Comunist, ulterior s-a numit UTC. Această perfidă creatură de numai 16 ani a știut să se insinueze pe lângă Galina, să-i câștige încrederea și ulterior să-i fure carnețelul cu însemnări în care tovarășul Stalin era socotit un diavol. Și în urma acestui fapt, la 16 ani, Galina Răduleanu a fost expulsă din toate școlile din București, din România. A fost reprimită ulterior, după peripeții, iată o prelatare, Paștile la Pudna, a călătorii prin țară cu niște colegi. Era foarte credincioasă, bineînțeles, având un asemenea tată. Imediat după sosire am vrut să intru în rânduiala monahală și să țin post negru până sâmbătă, din mândrie specifică. La prohod însă mi-am pierdut cunoștința și am fost obligată să înghit apă și zahăr, asta ca să mi se taie orgoliul. Eram atât de strâmt de viața monahală. În fine, povestește acest Paște de neuitat și în final, vă rog să rețineți, deși era o primăvară timpurie, la Pudna domnea zăpada și frigul. Chilia părintelui Iachint, un ciulac pe care îl știm bine, cel care a fost și starețul
până acum vreo 30 de ani, cred, la mănăstirea Pudna, a fost urmat de părintele Melchisedec. Deci chilia părintelui Achint era neîncrezută și nu puteam înțelege ce nu puteam pricepe la vremea aceea. Noroc de școala închisorii, pune în ghilimele, înainte de plecare a venit la noi în cameră de la Arhondaric. Cu o înainte vedere, zic eu, ne-a spus cu tristețe. Mă uit la voi și mă întreb ce vă așteaptă. Eu cred că el știa deja, paranteză. Iar eu, cu orgoliu care mă stăpânea, am răspuns categoric. Nu poate fi nimic rău atâta vreme cât am credință. Răspunde părintele. Așa a spus și Sfântul Petru, a răspuns cu o voce tristă. Cu siguranță că atunci a văzut viitorul fiecăruia. Pentru mine închisoarea, iar pentru Rodica schizofrenia. Iată și momentul eliberării, așa cum am spus în cartea mea Repetiții la moarte, 23 iunie 1964, de Duminica Rusailor, la sfârșitul postului Maicii Domnului, ținut de mine în închisoare. Ușa celulei s-a deschis, dar la sfârșitul listei de eliberare a fost citit și numele meu. O plecare însuțită, chiar dacă în subconștient, de un profund sentiment de teamă. Mă despărțeam de o stare de iluminare, chiar de fericire, pe care știam că o voi pierde prin eliberarea din închisoare, vă dați seama. De aceea am plâns și atunci și mai târziu reproșându-i. Doamne, de ce nu m-ai lăsat acolo? Ah, ce credință! Aici, în închisoare, îmi regăsisem pomul vieții descoperit în copilărie, în brațele nucului secular din grădina bunicii. După eliberare am alergat pe malul Someșului pentru a găsi un copac pe care să-l îmbrățișez, așa cum am făcut de atâtea ori în gândurile mele. Cel din fața mea era lipsit însă de taina de dincolo, trăită după gratii. Mi-au trebuit 10 ani ca să mă pot întoarce în lume, pierzând-o însă treptat pe cea apropie, iar rugămintea de acum este: Doamne, nu mă lăsa să plec până nu mă întorc la trăirea din închisoare. Minunat este, emoționat până la lacrimă, recomand cu toată căldura acest jurnal al doctorului Gaina Răduleanu Rectulă, cu folos tuturor.